Salut, mă numesc Bujor Drauș Alexandru, am 14 ani, locuiesc în București și practic tenis de masă la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București. Cele mai bune rezultate ale mele sunt locul 1 Cupa României Junior 2, locul 2 Top 16 Europa, locul 3 Euro Mini Champs, locul 1 la Balcaniada la dublu și echipe și locul 2 la dublu mixt și individual. Locul 1 la Openul Portugaliei la dublu și echipe și locul 2 la individual. La vârsta de 5 ani și jumătate, părinții mei au hotărât să merg la tenis de masă pentru a vedea dacă am vreun talent la acest sport și dacă îmi place. Primul antrenor al meu a fost doamna Olimpia Purende. În momentul de față joc cu Jean Jiquez LC și pe forehand joc cu Dignic 09C și pe rever cu Tenergy 05. Îmi place să experimentez fețe noi atunci când Butterfly le lansează, însă lemne acesta mi se pare cam cel mai bun pentru mine de la Butterfly. Mi-aș dori să joc cu Jean Jiquez un meci. Cea mai frumoasă amintire legată de tenis de masă este concursul de la Bistrița în 2017, Cupa României de Junior 2, la care am reușit să obțin medalia de aur. Jucătorul meu favorit de tenis de masă este Tomokazu Harimoto în momentul actual, deoarece mi se pare că am același stil de joc ca al lui și îmi place foarte mult că la o vârstă atât de fragedă reușește să se mențină în top. Când nu joc tenis de masă, hobby-ul meu principal este FIFA. Obiectivele mele în perioada următoare sunt clasarea în primii 10 cadeți ai Europei și medalii la campionatul european de cadeți.